Emisiune oferită de Cotnari. Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi vom aborda două subiecte. În prima parte a emisiunii vom discuta despre rugby ieșan. Se pare că balonul cu sport oval nu a murit aici la Iași. În continuare se fac proiecte. Până la urmă, iată că echipa va juca din vară în divizia națională și așa cum lumea credea, încă nu s-a cântat prohodul aici la Iași, la rugby cel puțin. Pentru că în această săptămână probabil se va desființa basketul, conform ultimilor vești pe care le-am auzit. În partea a doua emisiunii vom discuta despre un eveniment ciclistic care va avea loc săptămâna viitoare la Iași, dar aceasta după, în partea secundă. Invitatul primei părți, Ștefan Drușcă, manager Asociația Județeană de Rugby Iași. Bună ziua, bine ai revenit! Bună ziua și bine te-am găsit! Dacă ultima oară eram jucător la CS Politehnic, acum și supărat, acum și ești supărat, manager acum sunt un pic mai, și mai vesel, mai da. Am primit telefoane după ultima noastră emisiune, lumea s-a uitat. Ce s-a schimbat de atunci la Iași? În mare parte nu prea s-au schimbat multe lucruri dacă facem referire la echipa de seniori. Deocamdată suntem inexistenți, suntem fără echipă, sperăm din vară împreună cu cei de la CS Politehnica Iași și cu noi, Asociația Județeană de Rugby, să reactivăm echipa și să ne reîntoarcem în circuitul național în DNS, în divizia a doua. Am văzut băieții au plecat pe la Buzău, mulți au plecat în Superliga, dar cel puțin Cosmin Rațu a spus că se întoarce din vară la... Cosmin, el... practic a plecat să joace acum în retur la Buzău pentru a nu ieși din formă și pentru a mai câștiga niște bănuți, dar el din vară va reveni alături de echipa ieșeană și sperăm împreună să putem să readunăm jucătorii din cei vechi care sunt în Iași în continuare și cu juniorii care vin și poate cu câțiva jucători aduși să reîncercăm să refacem acea echipă puternică aici la Iași. Tu manager, dar microba a rămas, bănuiesc că vei dori să joci. Probabil, da, cred că voi juca din nou. Dacă ne vom înțelege cu domnii de la CS Politehnica Iași și vom putea coabita din nou împreună, cred că voi juca din nou. Bun, să discutăm puțin despre proiectele de la Asociația Județeană de Rugby. Ați avut și în weekend o acțiune, Rugby Tag, nu? Da, da, dacă da. Dacă nu mă înșel, cu micuți prin școală, cu premii, cadouri. Cu... Da, da, da. Este vorba despre Olimpiada Județeană a gimnaziilor. A fost o etapă condusă de domnii Silviu Țibichi și Gabriel Popa, împreună cu doamna Gabriela Șurmei Bălan, care este director de dezvoltare pe Moldova Nord de la Federația Română de Rugby, și împreună cu noi Asociația Județeană de Rugby Iași. A fost un turneu de rugby tag cu un succes extraordinar, adică au fost în jur de 260 de copii și noi am fost un pic dați peste cap, pentru că prima oară, săptămâna trecută, când am stat de vorbă cu profesorul Țibichi, ni s-a comunicat 150, după asta 170, după asta 190, după asta 200, după asta 230 și când colo ne-am trezit cu 270 de copii. Ceea ce este un lucru extraordinar și noi suntem bucuroși că am reușit să ajutăm cu ce am putut noi, vă dați seama, să facem 250 de pachetele pentru fiecare, a însemnat un efort financiar din partea noastră și cu această ocazie vreau să mulțumesc domnilor care au fost alături de mine și m-au ajutat în susținerea acestui proiect. Și cel mai important, pentru că azi am intrat așa în contradicție cu doi președinți de cluburi din Iași la o întâlnire, la o dezbatere pentru salvarea sportului ieșean, le-am reproșat oamenilor că s-au rupt total de mediul de afaceri și că efectiv așteaptă bani fără să mai meargă la privați. Mi s-a spus că, domne, că am încercat în tot Iașul ăsta, nu se găsesc bani, nu sunt bani. Și voi, din câte mi-ai povestit înainte de emisiune, voi ați găsit cel puțin 7 sponsori, nu? Da, sper săptămâna asta să pot să dau drumul la un program pe pagina noastră, pe Asociația Județeană de Rugby Iași.
se va numi Sponsor 50, adică ne propunem în perioada următoare să adunăm 50 de sponsori, persoane fizice și firme, mari, mici, nu contează. Pentru noi orice ajutor este binevenit. Deja avem 7 firme și 2 persoane fizice care s-au alăturat deja proiectului. În cât timp ați vorbit? Cred că m-am gândit la proiectul ăsta de 2 săptămâni. Deci de 2 săptămâni. Deci de acum 2 săptămâni, da, am și... Da, să le spun și oamenilor de la cluburile sportive. Deci se găsesc sponsori, se găsesc oameni cu bani, nu mai trebuie să te duci cu un proiect acolo și să știi să-l prezinți și iată că oamenii vin. Ideea este că trebuie să spunem oamenilor că nu sunt, adică nu o să găsim deocamdată, nu am găsit genul un sponsor care să ne dea, nu știu, o sumă foarte mare de bani, dar puțin cu câte puțin pentru ceea ce ne-am propus noi să facem, să ajutăm rugby juvenil în Iași și copiii și juniorii, pentru că dacă nu, practic dacă nu ai baza și nu ai o bază a jucătorilor, rugby riscă să moară în Iași și toate sporturile în general. Și bă, cât acea listă de 50 crezi că va fi completată? Sau? Sper, nu știu, nu știu ce să zic. Mi-am propus, am zis că decât să ne propunem 25 sau 20, am zis că e bine să urcăm un pic mai sus, că așa poate mă și motivează pe mine să merg și să stau de vorbă cu oameni care au potență financiară și să le prezint proiectul nostru, un proiect sincer și un proiect vizibil tuturor și cu transparență 100%. Rana a rămas deschisă, ca să zic așa, în rândul vostru, odată cu desființarea echipei. Care au fost mesajele de pe piață? Ce a spus lumea? Dacă v-au încurajat oamenii să mergeți mai departe? Mesajele au fost drastice, poate la adresa primarului sau la ceea ce se întâmplă în Iași. Vedem și noi acum, poate lucrurile sunt în contradictoriu, poate legea este de partea lui, poate nici noi nu știm exact legea. Nu, legea, bine. Am fost și astăzi la discuție, toată lumea a spus și cu cărțile pe față, toată lumea a spus că se poate finanța sportul prin Fundația Sportului Eșean. Doar că cadrul legal, avem cadrul legal. Este cadrul legal, nu e nicio problemă, doar că acolo se cam bat în cap lucrurile. Consiliul Județean a mai dat bani, toată lumea a sărit pe capul primarului, dar din fundație mai fac parte și Fotbal ESA, și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, și Universitatea Agronomică. Acolo nu mai știu, acei oameni, acele instituții au dat bani sau nu au dat bani. Poate lansez acum o, nu știu, ca o manifest așa către primăria Iași, poate ar fi cazul să domnul primar să facem o, nu știu, să facem o întâlnire, nu știu, cu consilierii domnului sau cu, nu știu, sau cu cineva apropiat de el, să facem o întâlnire cu toate cluburile din Iași, cu toate asociațiile sportive, rugby, handball, fotbal, nu știu, basket, judo, bine, fotbal văd că nu e cazul, pentru că la fotbal am văzut că și-au primit băieții banii, dar da, să banii facem din drepturile TV, banii din drepturile TV, să facem o întâlnire și să stabilim exact care sunt, ce ne propunem noi să facem și ce propune fiecare sport să aducă, pentru că are și primarul dreptate. Dacă comunitatea locală nu se îmbărbătează ca să putem să strângem bani și din fondurile private, adică gen nu numai să dea numai primăria, să încercăm și noi asociațiile și cluburile sportive măcar, nu știu, un 10%, adică să vadă și primăria că și noi suntem interesați și venim cu ceva. Dar așa, când așteptăm și stăm numai cu mâna întinsă și cerem numai de la primărie și de la primărie, vă dați seama că nu este atât de ok, pentru că dacă luăm exemplele cluburilor de rugby din Franța, toate cluburile au organizare proprie. Pe lângă banii care îi primesc de la comunitățile locale, de la primării și ce au, ce formă de organizare au ei acolo, ei se organizează și din foști jucători și din fonduri private, 10, 15, 20%, 30%, dar ei se organizează. Deci important este să existe voință și timp și implicare. Implicare. Așa este. Da. Așa este. Pentru că chiar și azi m-am mirat așa. Există animozități din partea cluburilor.
unii sar la gâtul altora, înțepături dintr-o parte în alta, că ăla îi se dă mai mulți bani, că ăla, că direcția nu știu ce face, că în fine... Probabil domnii care stau pe birourile acestor direcții sau care conduc aceste cluburi, probabil ar trebui să iasă un pic mai des din acele birouri și să înceapă să umble, să vadă și ei realitatea sportului eșean în general și să nu mai fie condus numai de pe scaun și numai cu pixul și numai din birou, pentru că din telefon. Și numai din telefon. Dă-le mai bani sau nu dai bani. Da, pentru că realitatea e un pic cruntă. Am fost săptămâna trecută la baza sportivă în Tineretului și cam a rămas, cam neschimbat de când făceam eu rugby, din 2002, sunt 16 ani, nu? A rămas cam neschimbat, adică să încercăm să mai vedem și unde se antrenează copiii și ce putem să facem pentru copii și, practic, asta este baza. Poate că tu deții rețeta. Cum ai reușit să convingi acei... Spuneai că ai convins 7 firme, nu? Da, da. Cum ai reușit să convingi cele 7 firme să dea bani? Avem un... Nu știu dacă e motto sau... Avem un slogan, investim în copii și juniori. Adică dacă tu ca firmă dai, nu știu, dai pe lună 150 de lei, să spunem, da? Tu în clipa în care vezi că acel copil practic face ceva în viața lui, face o școală, termină o școală, face un junioraș și ajunge om. Ajungând om, ajunge poate 0,3% și din ajutorul tău care tu îl dai spre acel copil. Este foarte important. Chiar duminică am vorbit cu persoanele care m-au ajutat cu bănuți ca să pot să cumpăr acele pachete pentru sâmbătă, pentru etapa asta județeană și chiar a rămas impresionat pentru că le-am și arătat ce am cumpărat, cui le-am dat și chiar au rămas impresionat și chiar îți arăt pe telefon să vezi mesajele că mi-au zis că și data viitoare când o să apelez la ei o să mă ajute. Pentru că este un lucru foarte, foarte frumos să vezi atâția copii bucuroși practic când tu le dai o ciocolată, un corn sau ce le mai dai, o bomboană și ce le mai dăm acolo. Mulți conducători de club, ca să zic așa, susțin că actuala generație sau cei mici nu sunt interesați de sport, sunt interesați de tablete, de telefoane, de... Tu, dacă spui că au venit 270 de da, copii. Da, da, da. Ai avut impresia că, virgulă, copiii nu sunt interesați de sport? Să știți că chiar am stat de vorbă cu un părinte de la... Liceul Mihai Eminescu, cred, al profesorului Ioan Cătălin, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, care era, a fost și el foarte impresionat de acei număr de copii și băiatul lui chiar mi-a spus că merge și la o echipă de basket, nu știu, la un club privat de basket, adică să-ți duci copilul și la rugby tag și la... Basket chiar l-am lăudat și chiar este un lucru extraordinar, pentru că noi când eram copii, noi jucam șapte pietre, nu era, jucam ascuns, jucam liniuță, jucam foarte multe jocuri care acum practic țară, copii, țară vrem ostaș, practic acum copiii nu le mai joacă și vorba ta, stau cu tabletele în mână și cu telefoane și cu smartphone. Da, a fost un succes că ați scos din casă 270 da, de copii. Da, 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 foarte, foarte important și chiar stăteam de vorbă cu niște persoane de la Londra, care am niște promisiuni de la ei. Au văzut pozele pe Facebook, au văzut emulația creată și sperăm într-o lună să strângem niște bani și să încercăm să utilăm secția de rugby pentru copii și juniori cu scuturi, saci de placaje, veste, conuri, gărdulețe, baloane. Chiar acum, săptămâna trecută, am primit de la un fost jucător, Emanuel Drușca, am primit 10 baloane. Săptămâna asta o să mai primim încă 20, care aceste baloane vreau să le redirecționez spre echipele de juniori din ea și spre aceste școli care și spre profesori de la școlile primare din Iași care fac o treabă extraordinară. Nu poți să ratezi ocazia de a nu te întreba despre calificarea naționalei la campionatul mondial. Calificarea directă și... Directă, da, cu... Cu scandal. Cu scandal, cu puțin noroc, dar știți cum e. Parcă când ești... Când ai un pic de influență și când ai un pic de istorie, parcă contează și treburile astea și poate a ținut și Dumnezeu cu noi
și vedeți și dumneavoastră la un Ruibiu la acest nivel, echipele nu se dau la o parte, cum se mai întâmplă pe la fotbal sau pe la... Belgia și-a jucat șansa și a bătut Spania. Da, pentru mine e ceva, dacă a ajuns Spania să conteze în rugby, Belgia, niște țări care nu au tradiție în rugby. Cum... Ei, imaginează-ți că Spania, Belgia, Olanda, care, uite, în 2008 la campionatul european, noi cu naționala de Under 21 băteam Ucraina cu 80 ceva la 0, băteam Rusia cu 40 ceva la 0 și băteam Portugalia cu 50 ceva la 7 sau nu mai știu. Spre deosebire, acum ne cam bate și Portugalia pe la junior, pe la Under 18, adică lucrurile se schimbă și noi cam rămânem pe loc. De asta spun că ar trebui să ne concentrăm un pic mai mult spre echipele de juniori și spre baza noastră materială. Bun, ar trebui să continue Lynn Howells sau nu? El și-a dat demisia împreună cu tot stafful său. Din ce am mai vorbit și cu băieți care sunt prin angrenajul echipei naționale, el a făcut o treabă foarte bună, dar probabil nici el nu s-a gândit că chiar Belgia va bate Spania și România va merge direct calificată. Eu zic că ar trebui să rămână pentru că el și-a îndeplinit obiectivul de calificare la Cupa Mondială și probabil contractul lui se termină după ce se termină Cupa Mondială în 2019. Bun, vești din Superliga, din DNS... Ce vești ne aduci? Superliga, cred că s-a stabilit finala Cupei României, se va juca între CSM și Baia Mare. O văd favorită pe Baia Mare. Am și văzut meciul lor cu Steaua. Practic, profesorul George Sava face o treabă extraordinară și se vede munca lui. Adică se vede că George Sava, care l-am avut la ea. Fost un nostru antrenor, da. Se vede că dacă ai o bază materială bună și dacă ai condiții bune de performanță, face treabă foarte bună și CSM București, o echipă nouă acum în formare, cu un buget foarte mare și cu o dorință foarte mare de joc, dar cred că va câștiga Baia Mare. Deci Baia Mare. Da. În DNS bătălie acolo, am văzut, între Buzău, unde... contingent de ieșeni. Da, în DNS, din ce am văzut, Buzău și-a făcut o echipă foarte bună, cu foști jucători care au activat prin Superliga, cu Cosmin Rațiu, cu băieții de la noi de la Iași, cu Curcan, cu Neagu, cu George Mătase, Lupu, băieți care chiar au jucat meci de meci la noi și Buzău mai este Nevodariu și Tomitani. Tomitani, da. Tomitani Constanța, da. Și acolo avem un fost jucător de-al nostru, Sasu Bogdan, care joacă acolo. Ah, la Constanța. Da, da, da. Dar cred că va fi o luptă dusă în trei, dar cred că Buzău va reuși să câștige DNS. Văzusem undeva bugetul Buzăului în DNS. Vreo 7 miliarde. Vreo 7 miliarde, da. Acum, deci numai pe retur, atât. Deci numai... Da, se pare că în alte comunități locale sunt bani și se pot finanța sporturile. Bun, te mai întreb o dată, de ce crezi că la Iași nu se poate nimic? Nu, nimic în sportul. Nu știu ce să zic. În această lume. Este păcat. S-a stabilit clar că nu există o strategie comună. Tocmai de asta spun. Cum am zis și în emisiunea trecută, dacă am fi lăsați noi ăștia tineri să venim cu schimbări și cu proiectele noastre și cu ideile noastre și cu corectitudine și cu transparență, eu zic că s-ar schimba un pic lucrurile și poate sportul Iași poate n-ar muri. Poate ar merge mai departe. Da, chiar am scris și pe pagina de Facebook Top Sport, Blaj, un oraș de 26.000 de locuitori, își ridică sala polivalentă de 2000 de locuri pentru echipa de volei, campioană. Deci Blajul are campioana României la volei. Da, un oraș gen cum e la noi, Târgu Frumos, nu? Sau poate da, mai mic, da, ca Târgu Frumos. Gen Târgu Frumos, cu bani, jumătate de bani de la Consiliul Județean Alba, jumătate de bani de la Primăria Blaj. Blaj, oraș de 26.000 de locuitori. Locuitori, de nici 10, 15 ori, nu știu, da, mai mic decât Iașiul. Și la Iași, sala polivalentă cade pe noi. Cade peste noi, da. Am auzit că și la noi, din ce am văzut, se vrea o construcție a sălii, a unei noi săli polivalente, dar nu știu ce să zic, nu știu, poate și la noi aici, poate
suntem un pic în urmă și cu economia și cu, nu știu, și poate și în zona aia a țării, în Blaj, în Cluj, acolo sunt foarte multe firme care contribuie la bugetele locale și poate au, nu știu, poate și au gen, poate au fonduri mai mare ca ale noastre. Suntem sabotați de cei de la București, ne mai sabotăm și noi între noi aici. Și noi între noi, dar știi cum e, așa suntem noi români învățați, că cam peste tot, în cam toate orașele se întâmplă chestii de genul, să știi. Ca sportiv, ca acum manager, ce părere ai? De ce nu se mișcă Iașul? De ce Clujul e la an lumina distanță de noi, Oradea, alte orașe, Brașov, Sibiu? Poate și lipsa de infrastructură, să știi. Adică avem aeroport internațional, dar în afară de aeroport, că cam atât. Uite, Clujul au autostradă, Sibiu au autostradă, Timișoara au autostradă, ajung imediat în Ungaria. Adică contează foarte mult și acești factori de infrastructură și poate și politicul. Poate și politicul. După cum vedeți, nu știu, am văzut pe la știri județul Gorj sau nu mai știu care, Telorman sau nu mai știu care, are pentru drumuri și au 300 și ceva de milioane de lei și noi avem 100 și ceva de milioane, adică foarte puțin pentru al treilea oraș ca mărime din țară și un pol al țării, un pol cu foarte multe firme de IT și centru de afaceri foarte mare. Bun, oricum suntem cam pe finalul primei părți. Aș dori să te întreb când se vor mișca lucrurile la echipa de rugby. Vedem cu asociația se mișcă, dar echipa când începe? Păi nu știm, așteptăm deocamdată să luăm primul contact cu cei de la CS Politehnica aici, să stăm de vorbă cu ei, împreună cu domnul președinte de la asociație, Cornel Ghenea, care este și președintele secției de rugby, și să vedem și ce vor să facă cei de la CS Politehnica, ce pot ei să ofere în continuare și cu ce putem să venim noi din spate și să încercăm să facem un buget pentru 2018-2019. Ar fi binevenită ideea ca primăria să-și facă un club sportiv, cum e cazul CSM-ului de la București? Deci, după părerea mea, cred că asta ar fi cea mai bună idee și cea mai care s-ar fi putut întâmpla în Iași în ultimii 30 de ani sau nu știu. Pentru că atunci primăria va avea un control total asupra fondurilor, își va pune oamenii ei care se vor ocupa de fonduri, de tot ce ține de administrare, echipament, deplasări, tot și probabil vom intra în legalitate 100%, pentru că dacă primăria va finanța direct clubul primăriei, nu vor mai fi discuții cu Fundația Sportului Leșean sau banii intră prin Clubul Sportiv Politehnica și de acolo discuții și tot felul de... Pentru că știți cum e, în clipa în care lucrezi cu banii, când ai bani foarte mulți pe mână, poate îți ia Dumnezeu, mințile și în loc să bagi un deget, poate bagi toată mâna, până la umăr. Da. De asta zic. Da, ce fac foștii tăi colegi? Cine a rămas? Deci în Iași aici am rămas eu, Bișoc Marius, care toți suntem împreună aici, ele din 2003 sau din 2002, eu sunt din 2006. Formagiu, mai sunt câțiva băieți, Mihai Văcaru, care s-au lăsat și care ar vrea să mai vină. Mai avem un băiat de la Pașcani, care a jucat acum în retur, care am confirmarea de la el că va veni să joace din vară. Am mai vorbit cu doi băieți care joacă acum la Galați, care au jucat la noi, Bolat și cu Marolache, care cred că putem să-i readucem înapoi aici la Iași. Deci echipa ar fi. Deci echipa, dacă am vrea și dacă ne-am implicat și dacă ar fi lucrurile așa cum trebuie să fie, s-ar reputea întoarce în DNS. Voi ca asociație încercați să provocați o discuție și cu primarul, cu Consiliul Județean? Da. Asta mi-aș dori. Bine, în timp, acum știți cum e, noi suntem un pic și la început, adică eu sunt la început în funcția asta de manager și până nu fac eu câteva lucruri, până nu mișc un pic, până nu prind eu încredere și până nu realizez eu câteva dintre proiectele astea mele care le-am lansat și sperăm să și cu 2% strângem acele formulare, chiar am postat și pe Facebook și pe această cale rog toată
toți iubitorii rugby-ului din Iași să intre pe pagina noastră de Facebook, pe Asociația Județeană de Rugby Iași, și să dăm like acolo, și acolo vă ținem la curent cu toate proiectele noastre și cu tot ce facem noi, 100% transparență. Am văzut că și suporterii strâng 2%. Da. E o sumă care, dacă strângi de la fiecare câte 2%, nu știu, am făcut noi un calcul de la un minim pe economie undeva la 70 de lei pe an. Dacă strângem 70, 100, strângem și putem practic să ajutăm copiii și juniorii și sportul în Iași, pentru că practic, cum am mai spus-o și cum o să o repet în continuare și poate o să o spun de 10.000 de ori, dacă nu avem copii și juniori și nu susținem baza materială și baza practică a sportului, nu o să putem să facem nimica și copiii noștri o să stea în casă la televizor cu tabletele în mână și acolo o să stea, să știți. Stadionul Teplo, ce mai e acolo? La stadionul Teplo este în administrare de către secția de rugby. Cred că se organizează meciuri de juniori. Deci nu e paragine, nu? Nu. Profesorul Iftodie chiar face o treabă bună acolo, are grijă de el și îl ține sub strânsă observare și chiar arată foarte bine stadionul. În comparație cu celălalt stadion, cu stadionul Tineretului. Bun, o ultimă întrebare, e certitudine, Iași va avea echipă în DNS, va noi reveni, avem așa... confirmarea de la Federația Română de Rugby, dar și chiar și dacă ai confirmarea, dacă nu este dorință din partea CS Politehnica și din partea clubului, probabil nu va avea echipă dacă nu este dorință în a manageria echipa de rugby și în a strânge jucătorii și în a încerca să facem lucrurile cât mai bine. Deci, cum, nu știu, șansele, jumătate să... Poate peste jumătate, poate, nu știu, poate... Acum știți cum e, dacă și nu poți să faci echipă în DNS numai cu 15 juniori, cât avem noi, poate, nu știu, poate se întâmplă ceva și poate nu vor să vină băieții la treabă, poate... Poate da. Nu putem să le oferim, poate nu o să reușim în toamnă să le oferim peste aia 500 de lei indemnizații care îi dă clubul sportiv, masă și casă. Sau... Îți mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Așa arată un viitor manager, așa ar trebui să arate și managerul actual din ziua de azi, care ar trebui să meargă, să strângă bani, să încerce să sprijine gruparea pe care o conduce. Mult succes, Ștefan, și mulțumesc mult și ne auzim cu vești noi, sperăm bune din vară, nu? Mulțumesc și mult pentru invitație și rog toată lumea să vă trimiteți copiii să facă sport, pentru că sportul este foarte important pentru copii. Continuăm partea a doua a emisiunii cu ciclism. Am revenit, continuăm. De fapt, începem o nouă discuție. În partea a doua emisiunii vom vorbi despre ciclism. Pe 31 martie va avea loc un eveniment ciclistic la Iași. El a fost decalat de pe data de 24 din cauza condițiilor meteo. Mai multe detalii ne va da domnul Vlad Piciu, președinte Asociația Club Sportiv Piciu Team, nu? Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua, bine v-am găsit. Da, deci nu este concurs, văd acolo că este concurs, nu, este un program de anduranță, 200 de kilometri, la care toți ne vom bucura să reușim să facem acești 200. A, deci nu este o competiție. Competiția este pe data de 25, nu știu acum dacă se va mai ține din cauza vremii nefavorabile. Noi, de exemplu, am anunțat pe 24, peste tot 24-24, dar după cum se vede, vremea în Moldova este capricioasă și să nu avem probleme. Am decalat încă cu o săptămână, cu acordul celor de la București. Dorim să facem pe data de 31, cu aceleași ore, cu tot ce este la fel, numai că se decalează cu o săptămână. Bun, acordul celor de la București, de ce trebuie de acordul de la București? Acordul care de la București. Să ne explicați un pic despre ce este vorba. Este un parteneriat francez, parteneriat cu Bucureștiul, Bucureștiul, parteneriat cu zonalele din România, ca să poată beneficia tot biciclistul să facă acest brevet de 200 de kilometri, respectiv cele care vor urma, să ne putem bucura că avem potențial, dar nu avem acest program zonal. La Iași, Cluj, Târgu Mureș. Bun, să le explicăm oamenilor acum ce înseamnă brevet 200. Brevet 200, ce înseamnă? Acest brevet este un brevet de anduranță
ce se desfășoară pe 13 ore 30. Este un calcul de a merge cu 13 la oră, cel mai minim. De ce este brevet 200 de kilometri? Să acopere foarte multe zone, să vină ceilalți din jurul zonei respective unde fac eu, de exemplu, eu fac la Iași, da? Cine vine? Vine Suceava, Roman, Galați, chiar Botoșaniu, vin la noi. Vaslui, nu? Da, da, da. Deci, mare parte toți. De asta este pe zona Iașului. Și programul Anduranță, să ne bucurăm, să comunicăm, să ne adunăm, să facem acești kilometri, nu cu vremea care o avem acum. De asta am și decalat. Să facem în acești 200 kilometri, în 13 ore 30, toți vor lua, pentru că este un calcul matematic foarte clar și se vor bucura și vor lua toți. Care ar fi traseul? Unde faceți? Traseul se pleacă de la ora 7 din Poduroș. Ajungem către Huș, avem un punct de control că am ajuns la Huș, fiecare va ajunge acolo, să fie calculat de la ora 7 până la ora, până la Huș, se calculează când la ce oră s-a făcut primul punctaj. Vedem cu cât o mers la oră, după care se ajunge la Vaslui, de la Vaslui se ajunge la Iași. Am înțeles. Și cât s-au înscris până acum? Avem, chiar ne bucurăm că au crescut numărul încoace, până în 70. Am avut 50 70. Și ceva, deja s-au dus la 70. Sperăm să ajungem la 80-90, dar nu trag să fie foarte mulți, pentru că nu mă interesează să fie calitatea și în același timp să poată să facă acest traseu de 200 de kilometri. Majoritatea au această experiență, deci vorbim de 96 cu experiență de kilometri, dar toți au 100 și 100 și 150 până 160. 200 în mare parte nu au. De asta și vor să încerce, pentru că toți care au făcut până la 150 km s-au dus în 6 ore, 7 ore, 8 ore și vor să încerce acești 200, să vadă dacă poate să-l facă pe 300, pe 400 și ce brevet mai urmează. Asta este o performanță și în același timp o diplomă însoțit cu o medalie. Da, ne-ați adus... Da, eu am adus aici, acolo? Am adus toate medaliile care le-am eu făcut, 200, 300, 400, 600, această medalie le însumează pe aceste patru, după care am făcut-o pe cea mai mare de 1000 de kilometri în 66 de ore. Am înțeles. Termen limită 75 de ore. Faptul că nu m-am odihnit sau mi-am scos din ce am avut eu un program, am făcut mai puține ore. Bun, este un program francez. Sunteți președinte de asociație județeană. Cât de greu este să organizați un asemenea eveniment? Știu că trebuie hârtii peste hârtii, birocrația românească, bănuiesc, nu? Aici nu vorbim despre hârtii, ci vorbim de la acest brevet, toți au contribuit cu 30 de lei. La acești 30 de lei plătim taxa de brevetare, o masă caldă, printatul diplomelor și ce mai este. Deci am încercat ca dar tot costul... Dar veți fi însoțiți de poliție pe nu, drum? Sau... Nu. În legislație este clar că ne putem deplasa ca și cum am merge dintr-o parte în alta cum merg și alți cicliști. Respectăm codul rutier, da? Acum este cu minus, este zăpadă, nu avem voie. Deci da. Nu este voie. În momentul în care se dă voie, noi vom fi grupuri, grupulețe și ne deplasăm exact ca și cum se deplasează o bicicletă. Am înțeles. Nu este cu acordul poliției, pentru că suntem un vehicul. Bun. Cu gropile cum stați? Cu gropile cum? Ca toată țara. Ați văzut că ca toată țara peste toate sunt gropi. Eu aici nu comentez, nu intru în sfera asta, că nu mă pricep. Am înțeles. Cum, de unde pasiunea pentru ciclism? Pasiunea a venit când am împlinit 40 de ani. Acum am 43 de ani. Mulțumesc. Deci 3 ani. 3 ani. Nu-i mult. 3 ani. În acești 3 ani am făcut acest tur al României de 6500 de kilometri în 2016. Deci după un an, după ce m-am apucat, am avut curajul care, dacă îl căutați pe Google, încă nu găsiți performanța asta în România. Este cu 8000-10000 de kilometri întinși în alte țări. Eu nu. Eu am rămas în România, am promovat Iașul din cap în coadă. Asta am făcut-o și mi-a ieșit exact cum am vrut. Și în cât timp ați făcut toată? În 40 de zile. 40 de zile. Ocolul da. Pământului în 40 de zile. Am, nu pământul, la țări, da. Așa. Ocolul României. Ocolul României. Eu am ajuns la finish, am ajuns la primărie. Am fost premiat de către primărie cu un simbol care a spus că am făcut acești kilometri.
și de am mers mai departe. De atunci mi-am propus să aduc aceste brevete, care sunt venite din anul 2015. El există din 1942, din Franța. S-au răspândit ușor, ușor, în care a ajuns la București, după care anul trecut toate aceste orașe care au ajuns acolo, din cauza finanțării banilor, pentru fiecare se duce pe banii lor. Am încercat, dați-mi și mie, sunt club, dați-mi și mie, vreau să mă ocup și eu. Eu, unul din Iași, am participat la București. Eu, unul, am adus încă 70. Vom strânge foarte mulți kilometri și raportarea anuală pe țări, noi suntem a 10-a țară din 80 de țări, care suntem la număr de kilometri. Având în vedere că acest an s-a făcut extinderea lor în toată țara, se vor cumula toți kilometrii de la toți. Deci vă dați seama că eu dacă fac 200 de kilometri, ridicăm și aportul țării. Da. Clasamentul va fi un clasament foarte bun și chiar pe așteptări foarte bune dacă vom participa la acest brevet de 200 și nu 200, că cu cât facem mai mulți kilometri, cu atât ridicăm clasamentul. Eu zic că ne ducem în clasament 3-4, ne ducem prin fruntaș garantat. România. Da, pentru noi totdeauna, noi românii totdeauna am fost, când e de făcut ceva, luptăm să câștigăm. Noi România. Da, e interesant. Dar de ce, bun, ce meserie au oamenii care participă? De exemplu, cum sunt eu administrator la o societate, da, muncesc, toate astea... Totul e pasiune, nu? Pentru este sport, e o pasiune, da, și toate sunt pe forțe proprii și costuri proprii. Nu plătim, nu primim. Deci noi nu primim niciun leu în plus, nu dăm un leu în plus. În schimb, au unde să se adreseze, să se poată înscrie, să facă ceva. Ca să te duci să faci 200 de kilometri, îi faci. Sunt care fac 200 de kilometri. Dar noi, în schimb, primim o medalie care ne uităm. Arăți la nepoțelul. 200, ai 200, măi, hodrogle. Nu, 200 i-am făcut. Uite, în anul cu tare. În anul cu tare, când eram și eu. Sau la, nu contează vârsta. Aici, să știți că sunt care participă și la, ce obțin mai mult în partea Franței, sunt și la 80 de ani. La 80 de ani. Deci eu ești sănătoși tun. Bun, și aici, care e cel mai tânăr, care e cel mai vârstnic? Cel mai tânăr, clar, trebuie să aibă 18 ani. Între 14 și 18 vom avea două sau trei persoane avem, care cu acordul părinților vor semna că îi lasă. Acei tineri, nu că vin la acești două, fac și ei 100 și 100 și se antrenează, dar aici la programul ăsta vreau ca să nu am acea responsabilitate pentru el, că el respectă codul rutier, trebuie să respectăm tot ce trebuie, dar da. Între 14 și 18 este cu acordul părinților, după 18 ani declarația pe propria răspundere că vrei să faci acest traseu. Și cel mai vârstnic? 63, cred că. 63. Livin Saurel. 63, după aia mai este domnul Urâtu. V-am întrebat de meserii. Ce meserii au? Doctor. Doctor, mecanic, asistent. Deci majoritatea chiar sunt pe... Pasiune e comună, rest... Da, da. Păi, da, e cum sunt și alții în fotbal și în handbal și în not și tot au aceleași meserii, așa este și la noi. Bun, ca și... ciclist, vă simțiți respectat de ceilalți colegi de trafic? La mine, da, pentru că bine, un șofer nu știe cine este pe bicicletă. Doar dacă eu, de exemplu, eu sunt inscripționat cu Piciu. Piciu Tim și știe că sunt eu, aflând din toate chestiile astea care le-am făcut eu, mai am și în echipa mea cu Piciu Team. Dar noi care suntem în Piciu Team am făcut o mică ședință, haideți să mergem drept, să nu ne clansoneze, să traversăm cum trebuie, să respectăm corect, pentru că ei ne respectă, noi îi respectăm. Respectul este reciproc. Ați fost înjurat în trafic? Eu nu bag în seamă. Chiar dacă am fost înjurat, nu mă interesează, pentru că eu nu vreau ca să răspund cu aceeași monedă, pentru că, acum știți, noi ca oameni suntem diferiți. Și atunci capul plecat să abia nu-l taie și mergi mai departe. Sper să nu ajung la o altercație în care să fiu incitat în atât cât să iei bicicleta să faci altceva cu ea. Nu. Sincer, nu știu, vă apreciez. Eu nu aș avea curaj să merg cu bicicleta, cel puțin de unde stau eu până în oraș. Eu stau la 2 km de Iași, până în oraș n-am curaj la ce trafic este. Eu vă încurajez să mergeți, nu vă încurajez să mergeți pe aceste piste. Noi nu avem piste, astea nu sunt numite piste. Deci eu
aș vrea să fiu chiar și amendat odată să văd și eu cum se vor descurca cu mine, pentru că sunt de meserie și jurist și vreau să mă duc să prezint eu singur documentația în care aceste piste nu sunt autorizate, nu sunt omologate și trebuie să facem ceva cu ele. Dar se vor face până la urmă, să știți. Dar chiar în pistele ce? Pistele. Astea nu sunt piste. Astea sunt trotuare împărțite cu pietoni. În țările civilizate nu vezi așa ceva. Și noi putem ne numi o țară civilizată pentru că na, am aderat și noi la tot ce am, ne-am aliniat, ne-am de toate le-am făcut, dar bătaia de joc care a spus că uitați, vă facem și vouă și am împărțit pietonul cu biciclistul și știți, acum un șofer când se întâmplă ceva în trafic trebuie să sune la 112 să spună ce s-a întâmplat. Pe când noi, bicicliștii, mai agățăm hainele, rupim sacoșile, nu prea ne, știți, ne scuzați, cădem jos, chiar avem colegi la noi Neaș care au fracturi, nu s-au dus la spital să spună, uitați, pe pistă, deci trebuie să ajungă la poliția rutieră, să se ajungă toate accidentele pe aceste piste, zise piste, să ajungă la un număr, să vadă, domnule, deja e prea mult, ceva trebuie făcut. Dacă s-ar face acest mal care îl avem noi, știți că pe partea drumului este trotuar, obligatoriu trotuar, da? Și da. Pe partea stângă s-a făcut acele piste care sunt și pietonale, sunt și de biciclete, să dea toate bordurile jos, pietrele alea să le dea jos, să le folosească în altă parte că este loc, da. Și trecute repede pe bitum. Și tot malul, ca să nu facem lângă mal, să coborâm, să intrăm pe sub poduri, că dacă se ridică nivelul apei, pleacă și pista, pe acele piste trebuie refăcute să treacă această garanție care au promis ei că au o garanție de 5 ani și banii sunt europeni. În momentul în care se vor demola, probabil iarăși finanțare și demolate și făcute din nou. Și dacă stai în Alexandru și ajungem în cum se cheamă, în partea asta în Tătăraș, te-ai urcat pe pistă și ai plecat, pentru că dacă este cu bitum, este inscripționat, este chiar și panou pus pe el, nu se urcă omul pe el, măi, pistă totuși. Da, și atunci da. Clanțunăm, n-ai voie. Păi nici eu nu mă duc pe bicicleta pe trotuar, dar nici tu n-ai căutat pe pistă. Și atunci începe și la noi o civilizație, putem spune. Da. Da? Deci mașină, pistă și trotuar. Da. Și le-am numit. În România, prin țară, unde vi s-a părut cel mai în regulă? Sau cât de cât la nivel occidental? Au fost, am prins între Tecuci și Galați, este foarte îngust, vreo 40 de kilometri și valonat și cu găuri, dar eu am fost învățat să merg cât se poate pe partea dreaptă. Niciodată nu mă dau un an. Cât de cât o pistă la nivel occidental în da, țară. Da, de exemplu, la București s-au făcut... evitat orașele să mergeți prin... Nu, am mers pentru că trebuia să merg în oraș ca să fac fotografii la monumente, deci eu trebuia să arăt în partea Iașului ce am făcut și totul era monitorizat, da? Și atunci trebuia să intru. Din punctul meu de vedere, cu fondurile astea europene s-o cam făcut. Este, până și Vaslui, care îl numim noi Vaslui. Și acolo e chiar frumos, da? Deci ne emancipăm. Adică e mai bine decât la Iași sau... Ei, nu poți la Iași, e foarte fain la Iași. La Iași e fain, deci nu poți spune nimic. Suntem maxim. Nu vreau să dau din casă. E problema lor. Deci dacă ei, ca și politicieni, știu să gestioneze și cum gestionează ei și ei trebuie să-și vadă de criticile care le au. Dacă au primit o critică, înseamnă că este o problemă. Trebuie să modificăm. Da? Depinde cum suntem aplaudați. Dar mai credeți că ați adus critica? Credeți că mai stă cineva și, domnule, uitați, a criticat, haideți să o rezolvăm? Credeți că se mai întâmplă lucrurile astea așa în România? Noi tot criticăm, tot criticăm. Noi, cel puțin presa, tot criticăm, dacă, dar nu se întâmplă nimic. Nu haideți se să vă spun nimic. Ceva, dacă nu era presa, nu se ajungea în multe locuri ca să se descopere. Presa descoperă. Da, deci e un ajutor. Una este să se facă, cum au făcut ăștia de la DNA, știți că se face dosare fabricate, sucite, învârtite. E pe când presa scoate în evidență ce a băgat ăla în sacoș și a scos-o înapoi. Pentru că au plecat cu sacoșile, da? Și au rămas săraci să-și moară de foame și să n-aibă să-și îndulcească ceaiul. Da? Bun. La cât ar ajunge ca preț, mă refer aici, biciclete, echipamente pentru care vrea acum să înceapă... Trebuie să aibă minim, deci bicicleta este la o bicicletă bună, decentă, în jur la vreo 800-1000 de euro. Bicicleta trebuie să fie de carbon, trebuie să fie mai ușoară, nu putem să ne aventurăm la o bicicletă de 15-20 de kg, că nu poți să o cari. În primul rând și pedalele alea, deci când pedalezi trebuie să fie mai ușoară. Deci bugetul este la un jur de vreo 4.000 de lei. Ceva bun. 35-4. Plus echipament, cască. Echipamentele sunt separate. Casca e 500 de lei, echipamentul e 400 de lei. Deci astea sunt aparte. Eu vorbeam de bicicletă, ca așa ați spus, da? Da, bicicletă. Ei, și plus echipament. 10.000 de lei acolo să fie. 10.000. Nu au.
Nu au săraci, deci nu au. Eu la mine la echipă toate sunt din sponsorizări, eu primesc sponsorizări, dar chiar dacă sunt afacerist sau ce fac eu în spate, primesc sponsorizări pentru că pe echipamentele noastre sunt inscripționate acea firmă, da? Cu banii care îi luăm de la ei, plătim transportul pentru concursuri, echipamente, mâncarea, cafeluța și noi să ne simțim bine la acel, la acel concurs. Bun, dacă tot ați intrat pe tărâmul ăsta al sponsorizărilor, azi m-am contrat așa cu doi președinți de club din Iași, Clubul Sportive, care spuneau, domnule, că de unde să mai obținem sponsorizări, că am bătut tot orașul ăsta și nu am făcut rost de bani. Invitatul dinaintea dumneavoastră a spus că în două săptămâni a găsit 7 sponsori. De unde luați sponsorii? Eu vreau să le mulțumesc, nu pot să spun numele firmei. Chiar vă rog să nu spuneți numele. Nu spun, pentru că tot amendează cine au. Până acum am vorbit numai cu Perdea, știu să exprim. Eu ce am făcut când am făcut acest club? Sincer, am sunat prietenii. Deci eu sunt afacerist, am sunat prietenii care au afaceri și să știți că nu mai este telefonul. 20.000 de lei anul 2017 în care am sunat, mi-a dat bani, știu ce faci, știu cum promovezi, ia și fă-ți treaba. Deci banii ăștia doar din sponsorizări? Din sponsorizări, da. Eu tot ce am avut i-am cheltuit, 20.000 de lei nu sunt mulți, calculați, nu sunt mulți, dar eu știu să și gestionez. Da, n-aveți nici costuri în alea, să zic, dar păi stați puțin, sunt bani foarte buni, 20.000 de lei. Păi da, bicicleta e 100 chiar... de milioane, deci nu vorbim numai de taxa de participare, transportul, chiar și cazarea dacă sunt la depărtare și gândiți-vă, orice podium care l-am luat, să știți că nu l-am luat pentru mine, l-am luat pentru Iași. Deci tot ce faci, vă dați seama, asociați filozofie piciul de mâniaș. Eu tot ce am făcut și tot ce se vorbește în țară, piciul de la Iași. Uite, e interesant că ar vrea să le dau o lecție oamenilor ăștia care să-și spun sune prietenii. Domnule, nu mai găsim oameni cu bani sponsor. În schimb, mi este greu. Mie mi este foarte greu pentru că 2 ani de zile am sponsorizat eu ca firma mea, am făcut asociația Club Sportiv și le-am spus, băi, dați-mi și mie niște bani. Știți că am bani, asta așa este. Dar haideți să încerc firma voastră să o promovez și eu. Eu știu să o promovez. Da, suntem trecut, suntem toți peste, dar eu sunt mândru să port siglele lor pe mine pentru că acea siglă este plătită și în același timp încerc și fac tot posibil să ridic cât mai mult acea firmă ca să, eu știu, îi merge, nu știu acum dacă aportul este comparativ cu cum au ei, cu procentaj, cu alea, dacă e treaba bună, dar eu sunt convins că e bună, că îmi fac treaba, să știți. Bun, aveți pagina de pe Facebook, aveți site, v-ați făcut site? Pagina de Facebook, site-ul nu. Site nu am punctul. Am asociat cu Sportiv Piciu Timp. Da. Deci măcar acolo știți să vă promovați. Știu să fac. Bun, domnilor, nu le mai spun numele, dar învățați să vă promovați, învățați să umblați pe bani, nu mai stați pe scăunele și așteptați bănuți. Dar nu stau săraci de ei, să știți că nu se vinovați. Haideți să vedeți, n-ați văzut primăria ce l-a tăiat, le-a dat la capacilor, le-a luat bani de sport, de rugby, parcă rugby, handball, le-a tăiat tot. De ce le-o tăia, domnule? Dacă le-o promis. Deci când au avut o promisiune, mergea promisiunea. Dar eu nu zic de sporturile astea de echipă, zic de doi președinți de club, știu ei. Am discutat azi cu ei și m-am contrat azi cu ei. Că domn primar pleacă capul și le dă banii înapoi. Dă-le, domnule, banii înapoi pe trebuie. E greu în ziua de azi să obții sponsorizări? Nu știu, eu ce am făcut? Eu am sunat la 5 oameni. Bun, ați spus prieten, dar nu aveți numai prieten sau aveți și numai, firmă? Nu, numai prieten. Prieten. Deocamdată încă nu m-am dus la o firmă mare să bată, alu, bună ziua, mă numesc cu tare. Știți ce mi-e frică? Mie am și orgoliu. Deschid eu și auzi, închid eu lea că după tine că e mai bine. Și atunci vă dați seama că îmi cade moralul ăla și nu mă mai duc. Prefer pe ăștia care i-am, îs mulțumit, este suficient, îi promovez și dacă am să mă duc la alții, doar dacă altul nu mai dorește, care l-am. Dar n-aș vrea. Eu puțin și bun. Nu-mi trebuie mult, pentru că când e mult, se strică. Lăsați. Bun, cum e mișcarea asta ciclistică în Iași? S-a dezvoltat cel puțin în ultimii ani. S-a dezvoltat și chiar este frumos. Având în vedere că vor obține și aceste brevete, va urma și brevetul de 300, de 400, deja pe măsură ce se încălzește afară.
Nu sunt condiții. Asta e, dacă se lucrează și la aceste piste care le avem noi. La București s-a făcut. La București e delimitat. Le-au ridicat bordurile, le-au mai pus și cu un gard. Le-au mai făcut acolo. E treaba e bună. Dar trebuie să luăm exemplu. Exemplu la Cluj. Alte exemple unde li s-au cum se cheamă, s-au demolat pistele. Nu sunt bune, domnule, nu sunt bune. Nu vedeți că treaba nu e bună. Ei, la noi se vor destupa pe la urmă la memorie. Cred că anul ăsta garantat trebuie să facă ceva, pentru că eu am să încep să-i convoc pe aceste cluburi care sunt, să-i convoc și haideți să lăsăm independența. Deci eu sunt independent cu clubul meu, altul independent cu clubul lui. Eu normal sunt comunicativ, nu sunt individual, pentru că nu am motiv, nu am ce face. Dar sunt multe cluburi de astea de ciclism? Păi cred că vreo 3 sau 4. În schimb, este Iași Club de Biciclete, prieteni pe biciclete, oameni care au potențial să discute, să vorbească, să ne stea în spatele nostru, pentru că noi vom veni cu hârțiile și ei cu sprijinul și trebuie să facem, pentru că facem pentru Iași. Nu eu nu fac pentru mine, ei nu fac pentru ei. Facem pentru toți. Pentru că vin copiii, da? Trebuie să schimbăm infrastructura, trebuie să schimbăm mentalitățile, șoferii, pe autobuz este inscripționat atenție bicicliști, un lucru foarte bun și suntem al doilea pe țară care am obținut această aprobare ca să lipim aceste autocolante și atenția este mai mare. Ce să mai... Treaba e bună, merge strună. Treaba e bună, da. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mult succes pe 31 martie la... Mulțumesc foarte mult. La acțiunea pe care... Și vă aștept și pe dumneavoastră. Mai greu acum, dar am să încerc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, Cezar Floristan vă urează toate cele bune. Această emisiune a fost oferită de Cotnari.